La cererea publicului și în special la cererea ta, Mișo, acest clip este cu dedicație una dintre abonatele fidele la canalul meu de YouTube, câteva exerciții pentru brațe. Da, rețineți și vă rog să rețineți, să mega rețineți. Consultați-vă cu un antrenor de fitness, cu experiență, cu un antrenor de ceva, cu cineva care a făcut anex, chiar cu un kinetoterapeut înainte de a începe exercițiile pentru brațe, mai ales dacă n-ați făcut gimnastică ca și mine multă vreme, n-ați făcut mișcarea, ați fost genul, adică mișcarea pentru voi însemna doar alergat și făcut curat prin casă, nu vă apucați de capul vostru, chiar am să vă rog dacă observați greșeli, dacă printre voi sunt oameni cu experiență care observă mici greșeli, pentru că și eu mai greșesc, eu merg de peste 2 ani la sală la modul constant, adică am început cu o dată pe săptămână, 2, 3, am ajuns la 4, m-am întors la 3, acum sunt constant pe 2 ședințe de antrenament pe săptămână, nu prea mai îmi permit fizic să merg și la fitness, pentru că am un consum caloric destul de mare pe care îl fac la celălalt sport pe care îl practic. Eu trebuie să mă echilibrez un pic pentru că am 42 de ani, dar numai pentru asta, pentru că n-am fost o persoană care a făcut sport și pentru că uneori mă simt epuizată. Deci, consultați-vă cu cineva profesionist. Eu încep întotdeauna cu o încălzire, așa m-a învățat și antrenorul de la sala de fitness și antrenorul de la sala unde merg și fac celălalt sport. Deci, indiferent ce faci, trebuie să încep cu o încălzire. Asta este încălzirea pe care o fac eu în mod normal. Vreau să vă spun că eu am avut mari probleme cu brațele pentru că nu au fost niște grupe musculare acolo pe brațe pe care să le fi folosit. N-am făcut niciodată așa sport serios, mă mai duceam 2-3 luni la sală, abandonam, că nu m-am ținut niciodată serios și atunci vreau să vă spun că chiar mă duc foarte tare. Mi-aduc aminte după primele 6 luni de mers constant de 2-3 ori pe săptămână la antrenament, am avut niște dureri atât de mari, de eram aproape să eram la limita refuzului, adică nu mai voiam să merg să fac sport. Cu flotările, știu această variantă cu genunchii și de la o antrenoare la care am fost odată la fitness, dar asta eram pe la vreo, 20 și ceva de ani am fost și nici atunci nu puteam să fac și am învățat așa, apoi și antrenorul la care merg acum la celălalt sport m-a învățat varianta din genunchi, dar vreau să uitați cum fac eu acum chinuite aceste flotări. Când m-am dus la sală, nu puteam să stau nici în pumn când mă punea să stau, deci nu puteam să stau. Ceva. Flotările alea făcute în genunchi sunt în special pentru cele care nu și-au lucrat până acum musculatura mâinilor și eu încă le fac. Uneori fac, pentru că ați văzut ce flotări nu pot să duc până jos, nu pot, chiar nu pot, încerc, dar acum 2 ani v-ați văzut că nu puteam nici 10% din ce fac acum. Ideea este începeți cu alea în genunchi, și apoi faceți să ajungeți la cele. Dacă puteți din prima, bravo, puteți din prima. Astea sunt niște exerciții pe care încă nici eu nu le fac corect. Vedeți că mă tot țin de mână. Am niște gantere de 1 kg fiecare, luate de la Decathlon. Bine, sunt super ieftine, nu musai să le luați de la Decathlon, mai găsiți și în alte locuri. Și ideea este să tot repeți, să repeți. O să vedeți că acum iau sticla de apă să fac cam același lucru, am băut ceva din ea. Asta e doar pentru ca să nu ne atârne pielea aia și tonifierea obținem prin repetare. Asta rețin de când am fost prima dată la sală în viața mea
Mi s-a spus repetă, repetă, repetă prin asta. A, vrei să faci masă musculară, vrei să faci performanță, alea, alea, te duci, ți-ai un antrenor ca lumea, nu stai să te uiți la clipuri pe YouTube, să fim serioși.